Agenții economici din domeniul Horeca au pierdut foarte mulți bani pe toată perioada în care activitatea a fost suspendată. Dar și acum, când terasele restaurantelor încă sunt deschise, au de suferit. Restricțiile impuse de răspândirea noului coronavirus au pus la pământ turismul în doar câteva luni. La malul mării, unde oricum activitatea este sezonieră, numeroase afaceri au devenit extrem de fragile, astfel proprietarii sunt nevoiți să le vândă. Salariile angajaților, contractele de închiriere și leasing, contractele cu furnizorii sau clienții existenți, toate trebuie achitate chiar dacă activitatea economică este în regres. Adică noi ne închidem, noi ne bazăm foarte mult pe linia de credit pentru salarii ca să putem să trecem din iarnă, iar suntem în noiembrie, suntem închiși și banii îi dăm când? E mare rușine când nu e stăpân pe picioarele tale. Deci, în primul rând, trebuie să ne lase pe noi deschiși, pe cei care păstrăm distanțarea și închise marketurile care vin grămadă, închise mall-urile unde stau grămadă. Mă duc la market, nu are niciun, intră în orice mall să vedem dacă la ușă ai dezinfectant. Intră în orice mall să vedem dacă au făcut șerpuiri pe unde să circul dus, pe unde să circul întors. Unul peste altul grămadă. Încasările au scăzut drastic în acest sector, iar acest lucru duce la o accentuare a crizei. Lipsa unor decizii clare în industria Horeca va adânci și mai mult criza prin care trece acest domeniu. Avem dorința din partea Horeca în acest an ca guvernul să reușească să acorde un sprijin financiar companiilor care activează în domeniu, astfel încât după această criză să putem discuta despre această industrie, altfel va fi zero și foarte greu să mai renască după un lockdown. Deși pandemia a dat peste cap viața multor agenți economici, aceștia trebuie să găsească variante sau să-și schimbe domeniul de activitate.